Salutare, vă micuților, și bine v-am regăsit la un nou episod din Overwatch. Bă, cred că e pentru prima dată când ne dă Overwatch pe Eggman, că până acum nu ne-a dat niciodată. Parcă se spunea că pe Eggman nu ne dă niciodată Overwatch-ele pe Eggman. Nu, hai să vedem. Din ce am văzut eu la tipul ăsta de start, ar avea un om mic aim. Uite cum merge cu cinta. Bam. Bam. Are aim-ul la buton. Deci, da. Sau reflexii foarte, foarte bune, dar... Aoleo, reflexii, doamne. Op. Am prenat acum. Sau e foarte bine antrenat, dar nu-mi prea cred. Uite, mi se pare că are și bani script. O să vedem acum, el joacă cu tigarul non-stop. Se uită după inamici. Are frumos wall hack. Îl așteaptă și bam! Are wall, are aim. Are bani script. Ia uite bani scriptul. Ia uite, vezi? Bine, nu vrea el să facă prea mult. Ia, 1v2. Unul e connector, unul e long. Nu știe pe care să ne oprimul. Nu știe. Wow. Wow. Ia uite, ați văzut? Da, mă bucur foarte mult că s-a băgat un Overwatch și pe Eggman. Că până acum nu s-a băgat niciodată. S-a băgat acum recent pentru că nu era băgat. Și toată lumea avea wall aim pe Eggman. Ia uite cum ești. Bă, ți-ai văzut cum ești răcinta, mă, la om? Și-a luat-o, digger. Are rata de headshot 100%, dacă vă vine să credeți. Bam! 1. Și... 2, mă, hai! 3. 2. Nici am apucat să număr. Bă, mi-am cumpărat și eu un cont de SEA. Am dat 7 euro. Și dau 7 euro pe lună. Dar pe SEA nu dai decotaj niciodată. E anticit. Așa că dacă vreți și voi să vă cumpărați... What the fuck? Da, dacă vreți și voi să vă cumpărați SEA, este 7 euro pe lună. Să jucăm un pe competitive, pentru că eu nu mă joc matchmaking pe live-uri. Mă apuși pierde matchmaking, pentru că ăsta nu e joc. Toți au coduri, toți au aim, toți au tot. De toate! Da. Uite ce să-i dau eu la tipul ăsta. Îi dau evidence. Evidence. Și Griffin nu a făcut. Deci are aim, wall, external weather assistance și submit verdict. Mă băiesc că asta a fost episodul de astăzi. Eu sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, puteți da și voi un like, un share să creștem această comunitate. Comentul a fost, eu am fost Micu Gigant și până data viitoare v-am salutat. Pa, pa!